Modelul creștin trebuie promovat public, altfel nu e creștin. O cetate nu poate să rămână ascunsă. Adică un adevăr creștin, dacă rămâne între patru pereți, e total nefolositor. Ca adevărul să schimbe lumea aceasta, trebuie să iasă. Evident, înainte erau stadioane pe care se făceau evanghelizări masive, Hristos ieșea în mulțime și pescuia oameni. Acum stadioanele s-au mutat pe internet, acolo sunt oamenii. Sunt creștini care spun, eu n-am cont de Facebook, nu mă uit la filme, nu am deloc tangență cu lumea aceasta. E bine, dacă eu nu mănânc cartofi prăjiți, nu înseamnă că lumea nu mănâncă. Ori dacă oamenii consumă produsele acestea, atunci ar trebui să fiu acolo cu un produs de calitate, adică Evanghelia.